Salut, dragi! Sunt Cristian Bucea CFX. Sper că ați avut un weekend minunat. Iată, așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână, împărtășesc opinia și viziunea mea asupra unei parități de swing trading la aceste video de pe canalul de YouTube. Până să mergem mai departe, reminder important, nu reprezint o companie de brokeraj, sunt pur și simplu un trader independent care împărtășește cu voi viziunea mea asupra pieței și mai mult de atât, recomand să citiți avertismentul cu privire la riscuri din descrierea acestui video. Până să mergem pe analiza tehnică, ar trebui să spunem și să reamintim că anul 2022 continuă să prezintă o mare volatilitate, ceea ce este o bună veste pentru traderi în general, în special pentru traderi de intraday, dar chiar și pentru cei de swing trading. S-a trecută, active de risc s-au mișcat destul de violent în ambele direcții, dar lumina reflectoare l-a căzut asupra dolarului american, care și-a găsit puterea și a încheiat puternic. Dolarul american s-a transționat cu prudență în cadrul reuniunii FOMC, dar Jerome Powell nu a lăsat nicio îndoială că Fedul va continua din plin cu planurile sale hawkish, achise de active vor fi reduse la 0 până la viitoare, iar o crește de 25 basis points este inclusă în preț până la întâlnirea din martie. Mai mult de atât, acum putem să luăm în calcul aproximativ 5 crește a de dobândă în 2022. În concluzie, doar american, a crescut destul de puternic săptămâna trecută, dolar index a închis cam cu 1.7% mai sus, undeva pe la 9720 aproximativ. Uh, da, 9721. Dacă vă amintiți, am discutat săptămâna trecută de SP500, am precizat faptul că eu personal am poziții short pe SP, am zis să nu să vă influențeze acest lucru, aveam ca target zona la 4250-4300, a fost targetul atins. Uh, în opinia mea, acest mediu economic în care ne aflăm este un pic tricky, în special pentru investitori. Până acum, mentalitatea buy the dip a funcționat foarte bine. Uh, însă, în opinia mea, trebuie să fim un pic precauți, pentru că personal, cât timp pe ul s-a sub 4550, chiar sub 4700, dar 4550 este line in the -ul. Personal, consider că funcționează mai bine practic sell the rallies decât buy the deep în acest mediu economic în care ne aflăm. Sunt interesat să deschid poziții short în continuare dacă o să văd o consolidare laterală și poate un break down cu target către 4000, 4050, a dat din sub 4.150. dar nu vreau să discut despre SP astăzi pentru că am discutat săptămâna trecută și scenariile au rămas in play destul de asemănătoare. Vreau să spun despre un alt grafic de Forex, un cross per care nu transmis foarte des personal. Mă fost în principal pe partețe majore, însă a fost timp play destul de frumos. L Am mai scutat și pe canalul nostru de YouTube graficul de gpb până ZD. Am stat iată pe 6 ianuarie. Și vreau să facem un mic update pe el pentru că la acea vreme și chiar mai de mult cu membrii din comunitate de targeturi impresionante, până la 205, atât targetul la 205 a fost atins, inițial am listat de el la acel break peste 1.99, pragul de 2, prasul rotund important, break de test peste zonă cu entry bine definit, bine definit, prim target la 202 atins, în extensie 205 atins. Cu siguranță sunt de persoane care au profitat de această oportunitate, însă asta înseamnă că lucrurile s-au terminat aici pentru GPBNZD, pentru că în opinia mea, chiar dacă vom vedea un pullback, poate chiar un pullback mai deep, cât timp vreau să află supragul psihologic de 2, bias este bullish este intact, aș prefera să nu fac fade la mișcări, când mă prefer să nu fac fade la mișcări, mă prefer n-aș vrea să dau short din această zonă, deși sunt trader care prefer să aibă un etimie, fiind 200 peste structură să targeteze poate un 2 ar rapid să facă contratrend la această mișcare de fade. Persoana nu place niciodată să prind un cuțit în cădere, decât în cazuri foarte rare, dacă am un un motiv bine definit Momentan, pe gâpul nu este cazul de acest lucru. Uh, și mă interesează orice pullback sau orice consolidare. M-a interesat dacă obțin din nou un break, din nou peste zona ok și anume 2.05, ca să mi ofer ocazia de entry pentru posibil o sau substructură cu next like de semnul final, că zona asta de la 2.09, 2.10 aproximativ. Bineînțeles, aici vorbim de un risc uriaș, dacă prețul nu a această ocazie, poți oricând să faci scale în funcție de trade și money management la 2R, 3R sau să faci scale jumătate din profit, să mai adaugi la poziție, să faci trailing stop, orice funcționează pentru tine. Iată, cam asta ar fi partate de gp bână Totuși, pentru că este destul de important să precizez, chiar că am spus că am, am discutat trecută graficul de SP500, Trebuie să precizăm că s-a trecută s-a încheiat cu o creștere puternică a acțiunilor, în special vineri, chiar dacă început de săptămână am văzut vânzări agresive și am fost mișcare voatilă și într-o parte și în alta, ca să vedem că cumpărătorii vor prelua controlul. În primul rând să vedem un daily close peste 200 moving average și apoi un break peste 4.550, ceea ce nu exclud neapărat, sunt open mind la ambele scenarii, dar personal sunt precauți, am precizat că eu personal, în opinia mea, acest bounce este de puternic, este mai mult un short covering, este, este mai mult profit taking în opinia mea, la fel cum și eu chiar discutam în una trecută când am, am precizat că persoana am pus și eu că targetez 4.250-4.300, același lucru am făcut și eu, mi-am scos profitul în acea zonă, în concluzie, soluția de care și-a scos profiturile, în opinia mea aș fi precaut cu această mentalitate de buy the dip, deși da, funcționează foarte bine până o de timp îndelungat, însă momentan, nu mă aștept neapărat că o să avem un crash de 5% după ce fed s-a chinuit să crească uh, piața atât de mult de la low uh, de la, uh, de la low din zona de, de să spunem, totuși la 2500 aproximativ, 2000-2500, low-uri cum este la 2200. Uh, Îmi să rotunjesc aceste cifre. Vă ce s-a chinuit să, vede să vedem un raliu de peste 100% de la low în 2020, raliu de peste 100%, nu mă aștept neapărat să vedem un sell-off extrem de agresiv, însă în opinia mea mentată de Buy the Dip va funcționa cu siguranță în continuare, dar nu știu dacă, moment, nu știu dacă acesta este acel dip care să zicem că aici este un bottom. În viziunea mea și în mintea mea, în continuare orice raliu poate să fie vândut, cam asta am de gând să fac și eu, mă interesează să văd aici a fi o zonă de consolidare și un breakdown sub 4300 cu target către 400... Să te aminte am 400 prag de pe, de pe SPI, de regulă speculez piața de options și transionezi ETF-ul SPI când transionezi aceste mișcări. Aici pe grafic de SPI 500 de contract de futures. Una, una alta se poate transiona orice, poți specula pe orice piață, să faci un bet de short, fie că este CFD, contract futures sau piața de options. Revenind, mi-ar plăcea să văd poate o consolare laterală și acel breakdown sub 4200-4250 cu target către 4000 sau Chiar dacă obținem un pullback mai deep, cât în piața s-a sub 4550, bias este intact, este bearish și nu iau un calcul să, de să deschid poziții long. Cu siguranță în zona de 4000, acolo mentalitatea buy the deep poate va fi mult mai puternică și o să putem să vedem uh, poate un nou rally sau poate din 4000 să vedem o consolare laterală și apoi să vedem ușor higher, higher, higher low și prețul să grindeze mai sus. Însă momentan aș fi precaut, iar eu personal, cât timp piața sunt 4550, urmăresc în continuare potențiale poziții de short, mai ales dacă vom obține breakdown sub 4200. Ca de obicei, disclaimer, nu înseamnă că ceea ce spun eu este corect sau se adevărește nici de cum, de multe ori mă înșel, de multe ori greșesc. De data aceasta nu am greșit, Asta nu înseamnă că dacă n-am greșit de data aceasta, nu înseamnă că nu poți greși data viitoare și mai departe. Tot timpul putem să ne asumăm riscul care le facem, în trading este vorba despre risk reward și nu neapărat despre a avea un win rate de 90% și dacă ai un win rate de 45% poți face profit cu succes, dacă ai un risk reward average mediu de 2R, 2 iar, 2.5, 3 iar, deja nu mai zic. În, încearcă în medie să ai un, un, un win rate de 5%, poate cu un 2 un average risk reward mediu este mai mult decât de ce să fii un CPT, un constant profitabil uh, și vom vedea ce se întâmplă. Iată, practic astăzi am, am, abordat două grafice 2 în 1, atât gpb cât și graficul de SP500. Atenție mare, active de risc în continuare vor pune presiune și pe piața de cripto. Dacă o să vedem sell în SP și în Nasdaq și așa mai departe, dacă vom da sell și pe cripto. Și de asemenea nici graficul de Bitcoin nu arată excelent. Putem să ne așteptăm în continuare la un sell-off către 30.000, acum atat aici prețul și structura, am văzut sell-off agresiv, zona de consolidare, alt sell-off, consolidare laterală, sell-off și aici arată potențial bullish, bearish flag, scuze, cât timp este prețul 40-42.000, putem să vedem cu succes prag de 30.000 de atins. Ca să vedem aici poate o inversare de trend, ar trebui să vedem poate un potențial, un potențial head and shoulder și apoi break peste 44.000 și peste 50.000 și atunci da, ne vom afla într-un nou bull market. Momentan, putem să avem active de risc sub presiune, o dragi, așa că transnaționați și investiți uh, conform planului vostru, orice se întâmplă să avem un plan. Bun, dacă vă plac aceste informații care le împărtășim gratuit în aceste analize săptămânale, în articole noastre, iată în webinar am postat relativ recent un webinar gratuit, procesul de training la zero la pro, uh, și dacă vă plac toate aceste articole gratuite, webinarii gratuite, care am împărtășit video de pe YouTube și mai departe și le găsiți utile într-un fel sau altul, am cea foarte mult și eu și echipa mea dacă ne susțineți cu un like, share sau subscribe. Oricum, cam asta au fost gândurile mele, gândurile mele pentru săptămâna aceasta. Succes în toate și ne auzim săptămâna viitoare. Mult succes!